Slăvit să fie Domnul! Cu bucurie vin la Arganda. Am fost acum aproape o lună la o conferință într-o sâmbătă seară. Ne-am bucurat împreună atunci. De data aceasta însoțesc Duhul Vestea Bună. Ați auzit de ei mai mult, probabil, decât de mine. Noi umblăm după famă de negru. E ceva specific secolului care îl trăim. Și ar dori ca să mai facem o rugăciune, suntem îndemnați la rugăciune, pentru aceasta mă folosesc de cuvântul lui Dumnezeu din 2 Corinteni, capitolul 10, doar versetul 5, care spune așa: noi răsturnăm izbodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Amin. Cunoaștem versetul. Cunoaștem multe versete pe din afară. Și Dumnezeu nu o să ne aplaude niciodată dacă știm toată Scriptura pe din afară, să o recităm frumos. Pentru că niciunul nu se pocăiește dacă o recităm și nu o trăim. Mai important ca tot este să trăim adevărul. Dumnezeu să ne ajute. Și o spun lucrul acesta unor credincioși, nu unor necredincioși. Ducem o lipsă acută în ziua de astăzi, mai mult ca oricând. Și se vorbește despre o criză materială. Nimeni nu spune că ar fi bunăstare. E o criză materială și se vorbește prea mult. Nu-mi place deja subiectul acesta. Vă spun sincer. Mai ales în casa lui Dumnezeu. Sau copiii lui Dumnezeu se plângă. Domnul să aibă milă de noi. Mai e o altă criză spirituală. Și de asta mai auzim câteodată așa, mai răruți. Dar auzim și de ea. Și e trist. De ce în casa Domnului și nu în altă parte? O auzim între noi? Pentru că ne vedem slăbiciunile, ne vedem nimicnicia noastră, slăbiciunile noastre, cum diavolul ne atacă cu toate săgețile și de multe ori ne biruiește. Trist e faptul că nu reușim să bătătorim coada, să mergem acolo la biroul pastoral și să le spunem: iar am fost înfrânt. Și mergem cu povara în spate, fără de putere, lipsiți de puterea lui Dumnezeu. Și din cauza asta se vorbește. Și bine se vorbește și Duhul Sfânt vorbește că este lipsă de putere în biserici. Dar mi este o altă problemă, o altă criză despre care se vorbește foarte rar. Auzi una la 10.000 de predici, poate. Criză de integritate. Criză de a fi om drept. Vorbim despre tot felul de lucruri, despre afaceri, despre care e predicator mai bun. Care e cântăreț mai bun? Dar omul care trebuie să fie drept, se vorbește prea puțin despre acesta. În Proverbe, capitolul 22, primul verset, avem o alegere. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Judecați dumneavoastră. Preferați cu tolba plină, cu bani mulți, cu nume mare, cu titlu, sau cu prieteni în jurul vostru care să zică: Domnul să te binecuvinteze. Alegeți! Pentru că vrând nevrând pe fruntea noastră scrie cine suntem noi, cât de buni creștini suntem fiecare. Te judecă și frații, te judecă și cei din afară, pentru că în tine vede câtă integritate ai, câtă dreptate ai în tine, cât adevăr ai în tine. Și pentru asta Dumnezeu nu-ți dă decât ceea ce ai. Măriți să fie Domnul! Amin. Și vreau să facem rugăciunea aceasta de a fi oameni integri. Oamenii în toate domeniile lor de activitate și-au pierdut integritatea. Și sunt multe domenii. Nu vorbesc despre asta. Dar vreau un lucru să priviți fiecare la sectoarele de activitate unde Domnul Dumnezeu ne cere integritate și ne cere dreptate. Domeniul rațiunii. Ziua de astăzi, în societate, a fi gay nu e un păcat. Te duci la un tribunal, e ok. Un divorț, la fel. Și auzi trist, chiar în biserici, că e un lucru chiar normal. Sunt biserici mai occidentale ca ale noastre, unde e o practică normală. Doamne, ai milă de noi! E un atribut unde diavolul luptă cel mai mult la nomenclatura numită familie. Unde în familie Dumnezeu așa a lăsat pe Adam, pe Eva și a binecuvântat cu copii. Slăviți să fie Domnul! Nu a lăsat Domnul nici doi bărbați, nici două femei
Și nici măcar să n-aibă copii deloc. Că și programează când vor ei. Domnul să ne binecuvânteze, să fim integri la capitolul acesta. Mai este un alt domeniu al sexualității. Sunt copii. Probabil că păstorii le teamă să vorbească și cu copiii. Sau cu prietenii. Dar e adevărat. Scriptura ne arată atâtea exemple. Că și acolo vine Satan. M-am bucurat într-o biserică unde am slujit în țară să-mi spună, frate, te rog să te rogi pentru mine pentru că mă pândește un duc de curvie. Era un om în vârstă. Și am zis, Domnul să te binecuvinteze. A fost cea mai fericită slujbă pe care am făcut-o atunci. Am zis, uite, acum să schimbă ceva din închinarea noastră care e adormită. Și am slăvit pe Domnul că omul prin rugăciunea în care a fost ajutat, a fost eliberat. Măriți să fie Domnul. Și sunt multe alte. Nu vreau să mă vezi toate acestea. Mi s-au dat 5 minute, vreau să profit din ele, să ne ridicăm în picioare, pentru că nu vrem, știți un lucru, noi vom fi trași la răspundere de Domnul pentru orice cuvânt care îl rostim. Și trebuie să fie folositor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Dumnezeu să ne ajute. Așa că să fim oameni integri în toate sectoarele de activitate în care Domnul ne cere, să fim drepți și Domnul să se bucure cu noi. Ne rugăm Domnului!